Mă bucur foarte mult că pot să vorbesc la acest simbozion în care și noi am fost luați organizatori și o să explic la final de ce. În lumea în care trăim astăzi, se spune că tinde să devină o lume a oamenilor inoptici. Se discută foarte mult despre cum să impozităm roboții ca să ne poată plăti pensiile. Se discută foarte mult dacă nu cumva trebuie să începem să concediem roboți, pentru că cel puțin în Japonia s-a întâmplat, un robot a fost deja concediat pentru incompetență. Se discută foarte mult dacă nu trebuie să trecem de la proprietatea pe capital la proprietatea pe roboți. O știre care mi-a atras foarte mult atenția a fost că putem să prezervăm personalitățile istorice creindu-le un avatar digital, încercând să-i ținem în viață cu ajutor sau ținându-le în viață cu ajutorul tehnologiei. Nu știu dacă mai putem să facem lucrul acesta cu personalitățile trecute, mai ales cele ale secolului XV despre care voi vorbi, dar este deja o provocare foarte mare dacă nu cumva istoria care de multe ori este adusă ca un fel de exemplu care poate rezolva problemele actuale, dar nu în momentul în care au apărut roboții, mai putem să o luăm ca adjuvant, mai putem să o luăm ca sprijinitor al nostru. Îmi place să vorbesc despre Brașov foarte mult. Și vorbesc despre orașul acesta pentru că este un oraș care are 10 denumiri. Închipuiți-vă că nu cred că este un oraș din spațiul românesc care să fie denumit în 10 feluri. Primul dintre nume este Corona, este numele latin, iar din el derivă și denumirile în dialectul sfârșesc Crunen, Kronstadtul în german, și extensia în greacă și Panopolis, care chiar asta înseamnă de la Corona, cel încoronat, orașul Corona. Sunt apoi denumirile românești și maghiare, Brașov și Broșu, și denumirea unei cetăți dispărute de pe tâmpa, de care foarte puține și mi-aduc aminte, dărâmată de ea de Hunedoara și materialul ei reclădite zidurile orașului, care această cetate purta numele Brașov. În sfârșit, mai avem o denumire în turcă a Brașovului, Perșava, și încă una care nu vrem să nu prea aducem aminte des, orașul Stare, între 1950 și 1960. Ei bine, pornind de la aceste denumiri ale Brașovului, gândiți-vă că se păstrează la arhivele din Brașov în 5 tipuri de caractere. Documente în gotică, documente cu caractere latine, documente cu caractere slav, documente musulmane, veche, și, în ultima instanță, documente cu caractere chirilice. Paradoxal, dar cel mai valoros document este această scrisoare a lui Iaș. Nimeni nu și-a fi închipuit că în niște arhive dintre acestea, doldora de diplome nobiliare, în care sunt registre de toate tipurile, fel de fel de privilegii comerciale, percepți foarte spectaculoase, totuși această micuță scrisoare, care este un pic mai mare decât palma mea, este cel mai important document. Brașovul, cum v-am spus, cu istoria aceasta atât de complicată, a fost foarte mult iubit de bucureșteni, poate cel mai mult. Iar bucureștenii au iubit atât de mult, încât au scris cele mai frumoase pagini. Poate cele mai frumoase sunt ale lui Octav Șuluțu, care, la o închetă a securității, care vine la domiciliu, se sinucide. În 1949, avea 40 de ani. A fost profesor la Brașov la mulți ani și lasă poate cele mai frumoase cuvinte despre orașul acesta, care a fost pentru bucureșteni cel puțin un oraș care a fascinat enorm. Și fascinează enorm pentru că are o istorie foarte complicată. Și ca să explicăm un pic contextul acestei scrisori a lui Iașu, aș vrea să vă propun o privire dinspre un oraș care se vede ca teritoriu de graniță. Noi astăzi și Câmpul Lungu și Brașovul le percepem ca locuri care sunt în centrul unei români. Dar ele, în timpurile istorice, erau granița aceasta între două lumi, între două civilizații. Se spunea despre Brașov fie că este ultimul oraș din Occident, fie că este un oraș turcesc. Depinde de unde venea călătorul. Dacă venea dinspre Est sau dinspre Sud, putea să perceapă că intră în Occident, însă dacă venea dinspre Vest, zicea că este încă un oraș turcesc. E bine, această ambivalență, spațiile acestea de conexiune, sunt cele mai interesante ca spații, pentru că ele arată lumea aceasta între lumi. Și atunci înțelegem și scrisoarea ce încărcătură poate să aibă. Pentru că noi ne aflăm între două spații. Se mai întâmplă un fenomen.
Brașovul trebuia să fie foarte bine apărat. Putea fi atacat și dinspre sud și dinspre est. Și o să vă dau exemplu cel mai spectaculos, pentru că Brașovul nu trebuie înțeles doar ca Brașov, trebuie înțeles cu toate cele 13 localități de lângă el. Practic este o comuniune urbană de localități și închipuiți-vă de la Râșnă până la Imbav, de la Hărman până la Prejmer. Și cea mai importantă dintre toate era Prejmer. Prejmerul era în partea estică și partea sudică. Ca să vă înțelegeți cât era de atacat, a avut 60 de atacuri de-a lungul istoriei. Practic, cred că nu este un loc, dar era și cea mai bine fortificată, cea mai bine apărată biserică dintre toate din spațiul este european. Și atunci, aceste atacuri le-au făcut pe cei din imperiile care stăpâneau aici, în speță, în realitatea maghiară, să-l fortifice cel mai puternic, să-l apere cu zeile. Iar cel mai important dintre toți este Sigismund de Luxemburg. Închipuiți-vă că acesta este un împărat romano-german, un împărat care este încoronat de papă și care stă aproape un an de zile la Brașov ca să aibă zilul. Nu întâmplător, poate brașovenii îl și pictează pe unul din porțile ca să le reprezinte, să se vadă toată lumea care intră în cetate, să vadă acest împărat care a o iubit atât de tare Brașovul, încât l-a lăsat cu niște ziduri. Iar oamenii aceștia au fost foarte traumatizați, pentru că la exact 100 de ani de când orașul era întemeiat, e foarte ușor de ținut când s-a întemeiat Brașovul, 1, 2, 3 și în loc de 4 spunem 5. Și exact în 100 de ani după 1335 erau niște atacuri foarte dure. Și exact 100 de ani înainte de scrisoarea lui Neaș în 1421 sunt cele mai dure atacuri asupra Brașovului. Practic atunci Brașovul este aproape total anihilat. Și atunci și-au zis brașovenii, avem nevoie de un sistem fortificat deosebit. Și Sigismund stă aici și nu se lasă până nu lasă niște ziduri teribile în orașul. Tocmai pentru a rezista la orice tip de invazie. N-a fost așa, orașul a mai avut episoade dintre acestea, dar în principiu s-a încercat zăgăzuirea, fortificarea lui teribilă și cu întreg sistemul de biserici fortificate, care știm că sunt în partea de secuime, cum am spune, până spre Alba Iulia și de la nord, Sicșoara cu extensii până spre Bistrița și până în sud la Bran. Ei bine, tot acest sistem de apărare era unul care trebuia să dea alertele timpurii, cum e de fapt și scrisoarea și de Clinton, o alertă timpurie pentru o posibilă invazie de undeva. Și atunci întregul sistem de apărare al Brașovului intra în alertă maximă și puteau să facă față invaziei. Ei bine, toate aceste zăgazuri în fața oricărui învăietor trebuiau însă să aibă un sistem politic foarte bine desfăcut. Și poate noi nu ne dăm seama ce înseamnă să trăiești din moment într-o republică. Înțipă că Brașovul avea oameni aleși în fiecare an. Practic se alegea județele Brașovului într-o alegere care era anuală și mandatul putea fi renumit de N ori. Dar în fiecare an erai supus scrutinului, de fiecare dată trebuia să treci prin furcile caudine ale votului și erai monitorizat pe ce faci într-un an de zile. Iar juzii aceștia, inclusiv Hans Begner, care îl vedem așa de interesant numit, era la concurență cu alte familii. Și ei erau în primul rând negustori. Închipuiți-vă că erau niște oameni foarte bogați care nu venea ce să facă politică cineva care nu avea avere. Iar Hans Begner avea mii de aur. Bogăția lui era atât de mare și a lui, că sunt doi Beckner. Cel care este destinatarul scrisorii este numit Hans Beckner, cel bătrân. Și fiul lui, Hans Beckner, care îl chema la fel ca tată, este cel care îl ajută pe Coresi. Și care este atât de plin de bani, încât reușește să aibă în 1546 prima moară de hârtie din sud-estul Europei. Avea atât de multă hârtie, încât n-avea ce face cu ea. Nu doar pentru Coresi și Pontenus, ci reușea să aducă hârtia lui până la Riga, Letonia. Închipuiți-vă că noi, ca să vă dau trei repere, am produs hârtie înaintea Danemarcii și a Rusiei și, foarte interesant, și înaintea Olandei. Înaintea Danemarcii și a Rusiei 30 de ani înainte și a Olandei 40 de ani înainte. Atât de bogați, atât de puternici. Oamenii aceștia comunicau în toate zările și aveau nevoie de informații. Și atunci se încheie, cu câteva ani înainte de scrisoarea lui Neaș, un tratat cu țara românească, în 1517, în care, prin tratat, spuneau că
cei din țara românească informează regalitatea maghiară, respectiv Brașovul. Pentru că ei erau avantpostul cel mai mare, da? Și trebuiau să știe ce se petrece la sud de Dunăre. Și atunci toate aceste informații care erau date de Brașove erau procesate în tot regalul maghiar și se știa că vin aceste invazii. Brașovenii însă aveau, se spune, este un politolog capital care la un moment dat spuneau sași nu au încredere în nimeni. Oricât de multe informații se le da, și le verificau cu propriile lor mijloace. Cu alte cuvinte, s-a mai și invocat aici, trimiteau și iscoadele la sud de Dunăre, la sud de Carpați, să vadă e adevărat informația, deci o verificau tot mai mulți surse. Pe de altă parte, și ar fi interesant de văzut, și protagoniștii acestor scrisori. Să-i vedem un pic pe Neagure, să-l vedem puțin pe Benkler și cu familia lui și să-l vedem un pic și pe voievodul Neagure Basarab. Aș începe cu voievodul. El moare la 39 de ani, în 15 septembrie același an, 1921, își trăia ultimele luni de viață și era un om care avea o percepție foarte interesantă și asupra Muntenii și asupra Transilvaniei. I-a plăcut atât de mult turnul sfatului de la Sibiu, încât a comandat o plebeniță care să fie cu acest fără. Însă i-au făcut o prostă. Chiar s-a folosit cuvântul țigăneală în istoriografia noastră. Și dacă noi ne închipuim în general că produsele brașovene erau atât de bune încât le falsificau occidentale, e bine, nu era așa. Iar voievodul nu știa doar să scrie învățături către fiul său Teodosie, ci avea gusturi foarte clare și în materie de ferămerie și ce înseamnă o cădeniță. Și chiar a comandat de multe ori și brașovenilor lucruri pe care aceștia le făceau de mântuială. Așa că trebuie relativizate foarte tare, în general, tendințele noastre de a considera că tot ce era de la nord de Carpați era impecabil și tot ce se făceau sudicii erau produse de proastă calitate. Pentru că voievodul avea ochi și pentru astfel de produse și știa să pună la îndoială uneori niște lucruri care nu ne parcă sunt hanseatice. De multe ori când vedem că un pocal de s-a făcut de brașoveni, spunem, seamănă cu exact cu ce se face la Lübeck, cu ce se fac în orașele Hanse, din nord, cu Tallinn, din Estonia. Ei bine, toate aceste produse ale hărnicii brașovenilor erau însă niște produse care, pe de o parte, se făcea acest flux de produse. Închipuiți-vă bogăția aceasta nemăsurată. Brașov era cel mai bogat oraș din sud-estul Europei. Era orașul care avea cea mai mare populație. Era un oraș care nu putea rivaliza cu nimeni în această zonă, dar era un oraș bogat. Pentru că, în teoria economică, era un oraș în care schimbul avea trei trăsături interesante. Se făcea prin daruri, și aici aveam povoarele acelea spectaculoase, se făcea prin jaf, dar aici Brașov era victima, și se făcea prin schimbul de mărfuri mai ales. Și era impecabil din punctul ăsta de vedere. Închipuiți-vă că Neacșul, din Câmpul Lung, lua păre de cămină condimente, o grămadă de articole care nu puteau altfel să ajungă decât prin intermediul Brașovului. Dar schimbul era și invers. Se foloseau și din țara românească. Înțelegem toată această comuniune între state ca, în primul rând, ca un excelent schimb de mărfuri, care se făcea în condițiile de atunci, dar puteai găsi pe piața brașoveană cam orice produs. Ori trebuie să-i vedem pe acești negustori, în primul rând, ca niște foarte bogați oameni de afaceri, care, în cazul lui Hans Benkler, din când în când exercitau și treburi publice, dar care își vedeau și interesul lor de afaceri. Să nu ne închipuim că dacă ajungea dregător în Evul Mediu, nu era expus și influențelor personale și nu îți făceai și propriile ieșefturi, cum am spus noi astăzi. Ei bine, oamenii aceștia văzuți în plenitudinea activităților lor sunt cu atât mai interesanți cu cât îi vedem într-un context mai larg ale aici. Tindem de foarte mult să vedem evenimentul până atunci, până se produce 1528. Ori e bine să vedem un pic de la 1526, cam după ce Ungaria este la Mohaci. Și abordarea aceasta nu trebuie să fie una încrâncenată. De multe ori, istoriografia maghiară plânge foarte mult după Trianon. Dar știu foarte bine să iasă un pic din clenciul acesta lui Mohaci. Nu sunt atât de disperați. Îi spun așa. Sultanul Soliman Magnificul reușește să pună la pământ regatul maghiar, dar moare asediind o cetate. Ele nu se predau toate. Rămân acolo ca niște puncte mici care luptă până în ultima clipă. E adevărat că, până la urmă, mai degrabă putem să spunem că sultanul nu a fost atât de dur cât îl percepem noi, cât a reușit să pună pe butuș tot estul Europei când a apărut serialul sultan. Povesteau foarte mulți că s-au făcut studii sociologice când țările baltice
filmele despre Mahomet, despre Soliman Maghif, au avut un impact atât de mare încât practic societatea asta a noastră contemporană a fost pur și simplu fascinată. Dar nu. El în primul rând a fost ca un legislator și se spunea Soliman Canun, deci cel care dă legislație, nu atât un război. Și moare destul de așa neîmbăcată în pusta aceasta maghiară cu o biată cetate. Și noi putem să spunem că am avut un noroc foarte mare și am dezvoltat toată această parte și de tipar, pentru că nu mai fost mai acord filmul care să manipulizeze. Au venit așa numiți regi, frumos erau trași de păr de magnați. Practic erau sub puterea lor. Ungaria tindea să devină un fel de colonie, în care, în general, magnații conduceau tot și atunci aveai foarte multă libertate în teritoriile acestea ale noastre. Puteai să faci aproape tot ce vrei. Și la un moment dat, chiar dacă mai apărea câteună dintre acesta cu steag maghiar, care se zică națiune maghiară, noi să fim cei mai puternici, le rezolva cel de sus sau nu știu întâmplarea pe toate, pentru că fie sfârșeau la eșafot, fie la colțul ministreț, cum s-a întâmplat loc la o guvernătoare cu un lider care poate să dinspre Croația. Și atunci noi aveam un noroc foarte mare în spațiul acesta, care nu era de fapt nici al sultanului, dar nici al unei mișcări maghiare foarte puternice. De fapt, Brașovul se prospere foarte mult și o perioadă pe care noi o percepem ca fiind una deosebit de dură la nivel european, de fapt, pentru noi să fie secolul de aur al Brașovului. Și manevrând de toți aceștia și cu toți bogătații aceștia pe care îi aveam, să avem tiparul acesta extraordinar care se dezvoltă, să avem mișcarea aceasta de reformă care e extraordinară, Brașovul să prospere din toate punctele de vedere, să nu mai fie atacat, se duce Hans Wegener după ce se trimite această scrisoare, trece la sud de Carpați și se întâlnește cu Neagoe și îi cere lui Neagoe să negocieze un pic cu turcii, să nu atace Brașovul, să se ducă un pic în altă parte. Deci această putere de negociere cu ajutorul banilor efectiv și a unor cadouri nesfârșite, fac în Europa să fie cruțare. Turcii aveau și politica lor, uneori atacau unul altă, unul atacau și lăsau un obedient, nu făceau convertiri cum am crede noi astăzi. De exemplu, în zona Pașalăcului de la Buda, era pedeapsă cu moartea dacă treceai la religia islamică. Dar o să dau niște exemple din familia aceasta Bengă și cred că de interesant sunt. Îi știm pe Iohannes cei doi, dar au avut un Marcus care pe la 1580 trece la Mahometanism, trece la religia islamică. Marea familie Bengă, brașovean, patrician, trecută la islamism. Un altul din ei, care era cronicar, Paul, prin secolul XVII, îi plăceau atât de mult literele chirilice pe care le-au învățat de la câțiva boieri care au stat vreo 3 ani acolo, încât își scria încifrat propriile cronici germane și latine, caractere slavone, atunci când vrea să ascundă sau să treacă anumite pasaje, să le pună așa într-o notă un pic mai obscură, mai criptată, așa. Ei bine, toți acești oameni care evoluau în acest context aveau versalitate și o capacitate de adaptare extraordinară. Ei treceau într-un spațiu în care știau să se adapteze foarte bine culoarea locului de acolo și știau foarte bine să-și facă toate afacerile, tot ce aveau ei în plan. Și a fost un noroc foarte mare pentru Brașov, pentru că această familie Bengna și-a pus amprenta foarte mult asupra Brașovului. Și ca să facem o extindere acum asupra cel mai important, a să dau cumva și ne apropiem și de sfârșitul discursului, de Casa Sfatului și de scrisoarea propriu-zisă. E bine, Casa Sfatului ne închipuim toți, vedem ca un monument în mijlocul Brașovului, ca un monument, în primul rând, care e dat cu amprentă politică, cu amprentă. Însă ea a fost o biată căsuță a plenarelor brașoveni, la care, la un moment dat, vin politicieni și zic, prim și noi un etaj să extindă. Ea se extinde de la an la an, dar la început nu avea decât o simplă cameruță, 4 scaune și un lat. Ei bine, în această casă, închipuiți-vă că noi avem impresia că, în general, unde sunt sedii politice, nu se face nimic. Ei bine, acolo se făcea teatru, acolo se asculta muzica și acolo era și închisoare. Toate coexistau în același spațiu. Culmea închisoarea iar de stabilită la 1521. Însă, în spațiile acestea care țin de amprenta aceasta a Brașovului, închipuiți-vă că, la un moment dat, Casa Sfatului ajunge să fie propusă spre dărâmare în 1902. Noi, de foarte multe ori, avem impresia că doar noi, românii, ne disprețuim propriile monumente. Și cazul clasic este Biserica din Vensuș, în care țăranii furau materiale de construcție
Și vine Ministerul de la Luda, pe stați și zice, nu vă distrugeți propriile monumente. Avem calasul de la Cetatea Neamțului, în care trebuie să vină un grec să spună, nu vă distrugeți propriile monumente. Ei bine, și sașii vreau să distrugă propriile monumente. Și așa că un an peste timp foarte interesant, Casa Sfatului ilustrează ultimul ghid apărut pe plan internațional despre România și Bulgaria. Este un aproape un monument iconic și el reprezintă cumva chintesența României și a Bulgariei. Atât este important ca monument. Însă trebuie să spunem monumentul acela cel mai dur al Brașovului, la 1689, când a ars și Biserica Neamțului. Și are și o parte din Casa Sfatului. Însă această scrisoare a Neamțului a avut loc. N-a ars. Sunt atâtea documentele Brașovului care poartă pe cel arden și gândiți-vă, e un document privat. Ăsta nu era un document de cancelare, era un document privat. Însă Sașa avea o obsesie de a strânge tot. Și de a reglementa tot. Închipuiți-vă, ca să-mi dau un exemplu extrem, știam în fiecare an câte lemnele trebuie ca să ardă vrăjitoarele. Era reglementat. Anul acesta ardea cam atâtea vrăjitoare. Trebuie totul să punem în orânduială și să știm exact ce avem de făcut în acest an. Atunci se punea tot în orânduială. Și de aici, dorința lor de a strânge orice pedic de hârtie, pe noi ne-a salvat ca popor. Și foarte târziu a fost descoperit, aici poate cel mai bun arhivar pe care Brașovul a avut un sas, Petri Ștefan, care a pus acest document sub ochii lui Ioan Bogdan și are tot ce vezi. Vreau să audă, nu prea știu ce să facă cu el, le-au trebuit vreo 6 ani. Academia se codea, noi domnul academician și atunci pot să zicem dacă se codea, să le editeze, și Iorga, care a fost foarte iute de mâna. Dar el a avut mai multe să spune că Iorga n-ar fi fost nimic dacă nu erau arhivele de la Brașov. Însă acolo s-a găsit și a doua soție și mai important lucrul acesta, pe Catinca, sora lui Ion Bogdan. Găsindu-și soția și mergând acolo pentru a zis, la un moment dat vede acest document și o ia înainte la Academie și în 1900 publică această scrisoare, care are un destin destul de interesant, în 1916 luată de armata română care mă ocupă 60 de zile Brașovul, dusă la București și de acolo la Moscova. Acum are noroc că în 1935 rușii ne-au întorc. Probabil dacă știau exact certificația, nu le dădeau nici acum. Dar a fost norocul nostru mare să o avem. Să avem acest document, care este o carte de identitate. Gândiți-vă că este cât o carte de identitate de-a noastră. Atât de mare. Un pic poate mai mare. Și asta este cartea noastră de identitate. Acest document arată că, de fapt, noi am fost, eram acolo, se comunica într-o limbă destul de frumoasă, destul de elegantă, de niște negustori care știau multă carte atunci. Nu știu dacă e cazul acum să oamenii de afaceri să fie atât de instruiți și atât de bine se poate comunica, care se face și diplomație, în care ați văzut toate subterfugiile acestea și cât de interesant se comunică și cum se comunică de clar. Și putem să spunem că acest document pentru noi este cumva izbăvitor. Numai pe final. Am vrut cumva să marcăm faptul că suntem și noi parte din această conferință, prin îmbinarea exact a titlului acestei conferințe, prin două produse pe care le oferim sub formă noilor tehnologii. Casa Sfatului a fost luată cu drona din toate mediurile, n-am făcut-o, mai a făcut un muzeu de istorie, dar a fost dată copia digitală. A fost imprimată la imprimatele noastre 3D, torc, așa îmi place să zic, de o săptămână întreagă, cele două imprimate în plus, a reușit să facă 40 de bucăți. Și în plus, avem câteva picturi manuale, colega noastră, Diana Cristea este aici, le-a realizat pe toate, este foarte talentată și are un stil de acesta de pictat, oricât îi da de mult, tot mai poate să mai facă, în care o parte din ele sunt legate de semnele de carte și am să rog pe Diana să oferim și noi, organizatorii acestei conferințe, câteva din aceste însemne pe care noi le-am făcut ca să implicăm cumva și Brașovul. Brașovul este un destinatar. Nu este cel care conduce documentul, dar dacă nu îl păstra, hai să spun, l-am fi avut. Poftim, Diana. Așa care să atestă. Deci avem doi la Banciu.